În imaginarul generațiilor de români care trăiesc astăzi, Marea Neagră este prin definiție un spațiu al comerțului sau al vacanțelor. Dar puțin dintre români știu că Marea Neagră a fost într-un anumit moment al secolului al XX-lea și decorul celei mai mari catastrofe maritime din istoria noastră. Vă propun așadar în episodul de astăzi să coborâm în timp până în primăvara anului 1944. În primăvara anului 1944, pe frontul de est al celui de-al doilea război mondial, armata sovietică se afla în ofensivă, iar trupele Germaniei și ale aliaților săi, printre care și România, băteau atunci în retragere. Dar una dintre cele mai mari drame ale armatei române se juca atunci în nordul Mării Negre, în peninsula Crimea. Crimea sovietică a fost unul dintre cele mai dure fronturi de luptă ale celui de-al doilea război mondial. În primii ani ai războiului, se părea că Germania lui Hitler și aliații săi vor cuceri definitiv această peninsulă ce deschidea drumul spre terenurile petrolifere din sudul Uniunii Sovietice. Dar după anul 1943 a început contraofensiva armatei lui Stalin. Încă din toamna anului 1943, mai multe unități române au rămas practic izolate în Crimea sub asaltul Armatei Roșii. Acolo se aflau 7 divizii românești, care cuprindeau peste 66.000 de soldați și ofițeri. În primăvara anului 1944, armata sovietică a pornit asaltul final. Numai pe acel front, pierderile militare românești s-au ridicat la aproximativ 30.000 de oameni. În lunile aprilie și mai 1944, Marina Română, în colaborare cu cea germană, au decis să evacueze de acolo peste 120.000 de soldați, dintre care 36.000 de români, iar 58.000 erau germani. Restul erau slovaci sau ruși care fugeau de furia lui Stalin. Planul de evacuare a armatei române și germane din peninsula Crimea a cuprins atât transporturi pe calea aerului, dar mai ales transporturi navale. Ultimul cap de pod pe care trupele române și germane l-au mai controlat o vreme a fost portul Cuban. De aici au plecat peste Marea Neagră mai multe transporturi de soldați, cuprinzând cea mai mare parte a armatei de 120.000 de oameni aflați în retragere. Haosul care s-a creat în portul Cuban este greu de imaginat. Timp de o lună, între începutul lui aprilie și mijlocul lui mai 1944, câteva sute de șlepuri și nave germane și române au încercat să aducă pe litoralul românesc resturile acelei armate. Cum era de așteptat, pe timpul traversării Mării Negre, ele au devenit prada de lux a submarinelor și navelor de luptă sovietice. În plus, aviația sovietică a făcut mai multe raiduri distrugătoare asupra convoaielor în retragere. Expuse din toate părțile și având capacități reduse de apărare sau ripostă, navele și jlepurile au fost ținta facilă a răzbunării Armatei Roșii. Ceea ce s-a întâmplat pe Marea Neagră între 8 aprilie și 13 mai 1944 nu a fost propriu-zis o luptă, ci mai curând un adevărat măcel. În jur de 11.000 de oameni, dintre care majoritatea germani și români, au murit înecați în Marea Neagră atunci când navele care îi transportau au fost atacate și scufundate de sovietici. Cu alte cuvinte, retragerea din Crimea reprezintă unul dintre cele mai dramatice momente ale participării noastre la cel de-al doilea război mondial. Luptele pentru controlul peninsulei Crimea au reprezentat un moment crucial în avansul Armatei Roșii sovietice către inima Europei. Din nefericire, românii au lăsat în urmă acolo câteva zeci de mii de victime. Iar morala poveștii noastre este una mai curând tristă. Fiecare român care merge în vacanță pe litoral trebuie să știe că undeva în largul Mării Negre se află, neștiut de nimeni, un cimitir tăcut. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.